Bună seara, stimați jurnaliști, și mulțumesc pentru prezență. Dragi oameni, noi cei care am fondat Partidul Acțiune și Solidaritate ne amintim foarte bine cum încă în anul 2018 stăteam serile și ne gândeam ce putem face ca să scoatem țara din ghearele oligarhilor și să le dăm oamenilor șanse, o șansă pentru dreptate și prosperitate. Ne gândeam pe atunci când instituțiile statului erau capturate și toate pârghiile interne erau în mâinile lor, că printre puținele șanse pe care le avem este să punem beneficiarii furtului miliardului pe liste de sancțiuni internaționale, cum ar fi Global Magnitsky Act. Încă de atunci am alertat organizațiile internaționale și am făcut primele încercări de a sensibiliza Guvernul Statelor Unite ale Americii, alte țări și opinia publică internațională că beneficiarii furtului miliardului merită să fie sancționați și pe scară internațională. Azi, cetățenilor Republicii Moldova li s-a făcut dreptate. Tocmai a fost anunțată lista a 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție și interferență în alegeri, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei, constatate de către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei Americane. Aceasta deschide calea ca oligarhii corupți să ajungă în instanțele de judecată, ca averile lor să fie confiscate și întoarse cetățenilor păgubiți. În acea listă îl regăsim pe Vlad Plahotniuc și Ilan Șor, primul responsabil de corupție în proporții deosebit de mari. Al doilea este complice la acțiunile de subminare a statului de drept în beneficiul Federației Ruse. Pe lista persoanelor sancționate sunt menționați și cei care au beneficiat de ajutor financiar ilegal în timpul campaniilor electorale. Ajutor care, de fapt, fură votul veridic al cetățenilor. Igor Dodon și Mișcarea de Alternativă Națională. Oamenii au așteptat prea mult timp ca beneficiarii furtului miliardului și cei care au furat votul oamenilor să fie aduși în fața legii. Am spus-o de mai multe ori și o repet și acum. Noi nu putem acționa la fel ca regimurile de tristă faimă și să pornim ceva care va duce la aceleași abuzuri. De aceea, lupta cu corupția pe care am pornit-o din prima zi de mandat al acestui guvern este o luptă corectă, o luptă care trebuie să rămână sustenabilă, care să lase în urmă instituții și o justiție cu adevărat independentă. Iar asta necesită timp. Moldova, mai mult ca niciodată, are suportul partenerilor externi, inclusiv pe partea de atragere la răspundere a celor care au jefuit țara și oamenii. Iar anunțul care a fost făcut astăzi este o dovadă foarte clară în susținerea noastră, în susținerea luptei pe care o ducem, dar și în susținerea parcursului nostru democratic și european. Este un semn de credibilitate a Republicii Moldova, a președintei Maia Sandu și a guvernării Partidului Acțiune și Solidaritate. Corupția este și ea trădare de țară. Este o trădare a viitorului copiilor noștri. Hoții care au tot furat acest stat, care au tot furat de la fiecare din noi, din buzunarul fiecărui cetățean al Republicii Moldova, nu au șansă de scăpare, chiar dacă durează. Ei nu au șansa să destabilizeze Moldova cu banii furați de la moldoveni. Elementele din sistemul de justiție, care încă mai cred că reforma justiției nu va fi dusă până la capăt, au primit azi o dovadă foarte puternică că se înșală și zădarnic nutresc speranțe deșarte. Această luptă nu este doar o luptă a instituțiilor de stat, este lupta fiecăruia dintre noi. Mulțumesc mult tuturor celor care au muncit pentru a ajunge aici. Este o listă lungă a oamenilor care au contribuit la informația care a adus la aceste sancțiuni.
Mulțumesc celor din societatea civilă care au dat credibilitate aplicațiilor noastre. Mulțumesc jurnaliștilor de investigație care au adus primii în opinia publică largă aceste infracțiuni. Și le mulțumesc tuturor cetățenilor care cred în lupta anticorupție și care ne-au investit cu încrederea lor pentru ca în Republica Moldova să existe mai multă ordine, mai multă dreptate și pentru ca copiii noștri să aibă șansa să trăiască într-o țară mai bună. Vă rog și în continuare să avem răbdare și să punem temelia unei reforme indestructibile care va dăinui în timp. Totul abia începe. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, stimați cetățeni. Într-adevăr, precum a spus și doamna prim-ministru, încă 4 ani în urmă, în 2018, PAS, Partidul Acțiunii și Solidaritate, a ridicat problema necesității includerii oligarhilor moldoveni implicați în special în furtul miliardului, dar și în alte infracțiuni care țin de drepturile omului și corupție, în actul Magnitsky. Actul Magnitsky, pentru cine nu cunoaște, este acel document aplicabil la nivel global care sancționează oficiali, în special oficiali, care au încălcat grav drepturile omului, înghețându-le bunurile, interzicându-le intrarea în Statele Unite ale Americii, dar nu doar în Statele Unite ale Americii. Eforturile noastre au continuat din prima zi de mandat. Am continuat aceste eforturi deoarece oligarhii moldoveni au subminat democrația și instituțiile statului, aducând țara în pragul colapsului economic, social și politic. După 4 ani de colaborare cu autoritățile guvernamentale din Statele Unite ale Americii, iată că astăzi avem o veste bună. SUA a decis ca 21 de persoane și entități legate de acte de corupție și eforturile Kremlinului de a interveni în procesele democratice din țara noastră au fost incluși în lista Magnitsky. Aceasta este o victorie a cetățenilor Republicii Moldova și un rezultat al recunoașterii autorităților, eforturilor autorităților din țara noastră de a combate corupția și reformarea justiției. S-a spus deja cine sunt persoanele care au fost incluse în lista sancțiunilor. Este vorba de principalii beneficiari ai furtului miliardului, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, care au utilizat și utilizează în continuare resursele pentru a submina securitatea Republicii Moldova. Pe lângă acești doi criminali cu acte în regulă la nivel internațional, în lista sancțiunilor sunt incluși mai multe personaje care au încercat să falsifice alegerile municipale, prezidențiale, parlamentare, inclusiv unele grupuri de inițiativă pentru constituirea de partide, chipurile de sorginte pro-europeană, dar care au fost finanțate de către serviciile secrete rusești. Decizia Guvernului Statelor Unite ale Americii este o recunoaștere a faptului că Plahotniuc și Șor sunt declarați infractori pe scară internațională. De fapt, sunt organizație criminală recunoscută internațional sau hoți cu pașaport internațional. De asemenea, decizia de azi este un pas mare în direcția continuării eforturilor de a fi prinși și de a fi deferit justiției pentru crimele pe care le-au comis împotriva poporului Republicii Moldova. Un mesaj foarte simplu către factori decizionali din domeniul justiției. Nu oricine ajunge în Global Magnitsky Act, doar cei mai mari infractori. De aceea, nu mai există nici măcar un dubiu, precum că acești indivizi trebuie sancționați pentru fără de legile lor. Astfel, de acum încolo, orice tergiversare nejustificată, pe lângă faptul că va fi taxată de societate, va putea fi interpretată ca o complicitate cu infractorii.
toți hoții vor fi pedepsiți, toate averile vor fi confiscate. Este abia începutul, avem încă multe de făcut. Mulțumesc pe această cale și eu, Guvernului Statelor Unite ale Americii, pentru că a susținut efortul poporului Republicii Moldova. Mulțumesc de asemenea celor care au contribuit la obținerea acestui rezultat. Doamna prim-ministru a menționat, au fost diferiți actori cu o diferită implicare, dar fiecare câte puțin au contribuit la obținerea acestui rezultat. Lista ar fi lungă, aș vrea să menționez în mod special exponenți marcanți ai societății civile din țara noastră, care au rămas în societatea civilă, fie care dețin unele funcții sau demnități publice. Evident că mulțumim presiei de investigații pentru faptul că au scos în evidență, au descoperit și au informat opinia publică, cetățenii despre fără de legile acestor indivizi. Mulțumesc dacă aveți întrebări. Bună seara, Mihaela Ursu, TVR Moldova. Dacă puteți să ne dați nume și entități a celor care au fost supuși sancțiunilor din partea Statelor Unite. Să ne oferiți nume, dacă puteți. Este comunicatul plasat pe site. Este vorba de Plahotniuc, este vorba de Șor, este vorba de Sara Șor, este vorba de Partidul Șor. Da, astea le cunoaștem. Da, deci lista este mai lungă, inclusiv mai multe personaje din Federația Rusă, despre care s-a vorbit anterior că s-au implicat în falsificarea alegerilor prezidențiale și parlamentare, dar iată, acum deja lucrurile cumva sunt dovedite. Să ne spuneți dacă autoritățile de la Chișinău cunosc unde se află acum Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Ilan Șor cunoaște toată lumea unde se află, este în statul Israel. Vladimir Plahotniuc, ultima informație care am cunoscut-o eu, este că se află în Cipru de Nord. Este o entitate mai specifică. A fost cerută extradarea în cazul lui Ilan Șor? La ce etapă se află cererea? Eu cred că întrebarea noastră este bună și în contextul deciziei de astăzi, cred că o decizie a autorităților statului Israel va fi grăbită. Vladimir Plahotniuc este dat în căutare internațională? Da. În condițiile în care vedem tot mai multe dovezi și acțiuni în ultima perioadă, Partidul Șor va fi scos în afara legii? O întrebare care, din nou, având în vedere această decizie de astăzi, urmează a fi analizată încă o dată prin prisma prevederilor care țin de declararea neconstituționalității unor partide politice. Eu am spus anterior că un partid politic poate fi lichidat în situația în care este demonstrată falsificarea ilegală a acestui partid printr-un proces penal soldat cu o sentință de condamnare. Iată că eu cred că după această decizie putem să discutăm suplimentar și ideea care ați menționat-o dumneavoastră. Mulțumesc. Dar până la urmă va fi decizia Parlamentului și va fi luată în baza unor acțiuni care să ia în considerație Constituția și construcția legislativă a țării. Da, mulțumesc. Mulțumim. Seară bună.